se strică înainte să ajungi, da, să fugi. Sunt trei teste în viață la care nu poți chiuli. Nu reuși să lipsească nici măcar cel mai serios prunc de penticostali. Să era din fir în păr perfect, frumos. Și că pentru unii e o problemă că e frumos. Cât un băiat e prea frumos ca să se pocească. Are el senzația că e prea frumos. Și câte unul își lasă părul, am văzut acum recent o poză, m-am ținut foarte greu să nu scriu un comentariu, eu nu am obiceiul să scriu comentarii, că au destui timp să-și facă comentarii împotriva mea, așa că nu le folosesc jobul, că stai de la alții. Da? Dar am văzut că bătea la o baterie, într-o biserică, era să zic pentru că o stala, la dar am zis, și bătea frate la baterie, dar avea părul până pe aici. Nu știu cum să ajung în orașul ăla, să... care îmi dă o forfecă de aia de tuns era să zic oi. Vi cu mine, da? Am mai văzut unul care zice cică, l au prezentat cineva și a zis, e o echipă colorată. Una avea un cercelaș una avea o codiță, unu, nu una, unu. Și m-am tot mă, de da, ce s cu ăștia? Din au grădina zoologică, ce-o pățit? Ce s-a întâmplat cu ei? Da? Nu știai să mai îți dai seama. Ave, Aveai probleme să realizezi ce s-a întâmplat. Dar am închis paranteză, o trebuie să vă spun că am avut pe inima asta. Da? Daniel era frumos, era inteligent. Dacă era în școlile din România, ăsta avea bursă de performanță. De a primite de la primărie, în care nu mai semnează profesorii dacă o primește sau nu. Ăsta era loc unul la nivel internațional. Frumos, la chip, ager, inteligent, știință, ramura de științei. Deci, dacă își făcea un CV, nu există afirmă pe mapamon care să nu vrea să-l angajeze. Și specialul ăsta, Daniel, cu Anania, Mișel și Azaria, încă trei la pachet, țineți minte că în valul ăsta au fost deportați 10.000. mii. Întrebarea care mă macină de multe ori când citesc pasajul ăsta. Este următoarea. Unde au fost ăia alți 9.996? Unde au fost? În fața chipului de aur... Realizați, vă rog, că 9996 de evrei pur sânge care au învățat și mai Israel, adică ascultă Israel, singurul tău Dumnezeu e Iagve. 9996 și-au lipit fruntea de țărână în fața chipului de aur. Din 10.004 au rămas în picioare, ce era port sinistru testele la care nu poți chiuli, examenele care nu sunt opționale. Dacă nu le iei, nu faci credite, nu intri în licență, nici în ruptul capului. Orice se întâmplă, ai pile, ai relații, nu, nu intri. Licența e în rai, după pământ. Deci teste la care nu poți chiuli. unul. testul pustiei. Când deși ești pocăit, deși ești serioasă, deși nu te compromiți, deși nu-ți permiți Deși nu intri, deși nu vizionezi, deși nu comiți adulter mental, deși nu, deși te-ai păstrat, totuși, am o veste realistă. O să treci prin testul pustiei. Ascultați-mă, mă macină, versetul 2 care zice: Domnul a dat. Și unii zic, mașină, casă, frumusețe, inteligență, căsătorie foarte bine, toate astea ne dă Dumnezeu. Dar uitați-vă ce zice aici Domnul că a dat. Domnul a dat în mâinile lui. Pe cine? Pe poporul care era cel mai drag la inimă. Pe Ioachim împăratul lui Iuda și acum ai fi zis, ok, Ioachimul că a încălcat pe o intrat pe interzis și o permis, da, nu a fost exemplar, nu a făcut ce o plăcut Domnului, e adevărat. Dar ascultați ce zice mai departe și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Doamne, dacă tu l-ai dat pe Ioachim pentru că și-o permis luxul să calce pe interzis, de deci ce ai dat și vasele tale? Ce există proroci care trec prin pustie? Există văzători care trec prin momente grele? Și Doamne, dacă tot i-ai dat în mâinile omului ăsta rău Din calea afară de rău De ce ai îngăduit totuși ca vasele astea Ascultați ce spune cuvântul Domnului Nebucanețar, fără scrupule, fără emoții, fără bun simț, pot să zic, a dus vasele în țara și iar, în casa Dumnezeului Său. Le-a pus în casa visteriei Dumnezeului Său. Știți de ce? Pentru că există un test al pustiei. Există o vreme în care frații vin pe lângă tine extrem de politicoși, diplomatici. Și când te văd de departe, se vorbea despre Iosif. Și ce zic despre tine? Nu zic nimic fals, dar îți folosesc darul cu ironie să te doară. Iată visătorul. Și în loc să zic că cel ce primește vise de la Dumnezeu, zice făuritorul ăsta, stă noaptea și se gândește ce-o visat o să vină o vreme în viață în care oamenii nu se vor mai bucura că te folosește Domnul. Se vor supăra unii. Și așa de supărăjoși vor fi încât vor încerca să te omoare. Și dacă nu vor reuși să te omoare, vor inventa că te-au omorât. Și dacă nu vor reuși să te creadă nimeni, te vor vinde să nu mai audă de tine și de tălpile tale. De tine și de faita ta, de neamul tău, să nu mai audă niciodată ce tupeu la frații lui Iosif, mă în fior. Oamenii ăștia au luat haina lui Iosif, au înmuiat într-un sânge de miel pe care l-au rărfit și l-au dus-o la tată să Și au zis, tati, nu cumva îi măsura hainei fratele nostru? Că există o vreme în viață în care o să o treci prin testul pustiei. Când tu-i cauți pe frații tăi să le dai de mâncare și ăștia inventează cum să te omoare. Și dacă nu reușești să te omoare, cel puțin te aruncă într-o groapă, să fie groapa cât mai adâncă, dar Domnul zice, dragule, ei te aruncă în groapă să nu mai audă de tine, dar eu folosesc o minune pe care am lăsat-o în natură și fizica zice că atunci când ești într-o groapă adâncă, chiar dacă în jur e lumină, tu vezi stelele pe bord. Știți ce le-au vorbit? Știți ce i-au zis lui Iosif stelele? Nu uita, Iosife, cât de adâncă e groapa, eu rămân Dumnezeu ți-am spus și ai visat că 11 stele se vor închina în fața ta și că va veni și soarele și luna și vor pleca fața înaintea ta. Ține minte ce -ți spun, indiferent cât de, de urât mirosul ăla din groapă, ține minte, vine o zi în care vei vedea 11 stele Vei vedea și soarele și luna că se vor pleca înaintea ta. Pentru că ce zice Domnul e da și amin. Da și amin. Aminuia nostru. Ajută-ne, Doamne! N-ai momente în viață în care te gândești, mă, toată viața mea i-am pus-o la dispoziția Domnului, m-ai expus pentru Evanghelie, m-am dus din coace încolo, am trăit pentru numele Domnului și am făcut numai bine. Și acum? Doamne, tu îl îngăduiești și pe Daniel? Hai, îngăduie pe ăștia care s-au jucat, care au clonțănit și care au povestit prin parcare, care au butonat pe telefoane. Îngăduie pe ăștia care s-au jucat cu pocăința. Pe Daniel, Doamne. Domnul zice, da. Și pe Daniel îl îngădui cam un plan. Vreau să fac minuni cu Daniel. Vreau să fac lucrări care nu pot să afecteze doar spațiul ebraic. Minunile pe care le derulesc prin el trebuie să sfideze vrăjitorii. Trebuie să-i pună pe cititorii în stele pe mut. Trebuie să fie blocați oamenii care lucrează cu lumea ocultă. Vreau pe Daniel să ridic și dacă vreau să-l ridic, primat îl cobor. Și îl cobor, și îl cobor, și îl cobor. Vreau să văd dacă trece testul pustiei. Testul la care nu poți chiuli. E testul în care, deși faci bine, o să fie primit rău. E testul în care, deși ai fost plin de pace pentru unii oameni, o să fie plin de război. Cum reacționezi? Ai grijă că dacă nu treci testul ăsta, nu o să poți merge mai departe. Și dacă la testul ăsta nu iei creditele, am o veste tristă pentru tine, nu va bifa profesorul așa în van, în fals testul numărul 2 la care a fost expus Daniel se numește testul prosperității. Prima dată a fost târât ca un om al nimănui, ca un sclav, a fost mutat din spațiul ebraic. Și unde-i Dumnezeu în toată ecuația asta? Imaginați-vă că tata și mama au plâns, prieteni, frați, surori. Noi nu ne putem imagina ce înseamnă sclavie, pentru că noi n-am trăit niciodată în sclavie. Noi, dacă odată ne-o lua cineva telefonul, ferească Dumnezeu! Eram în stare să mergem până la Vladimir Putin. Glumesc, că de la ne temem. Ați înțeles ideea, da? Niciodată n-avem voi. Drepturile mele, domnule. Drepturile mele. Am dreptul să... Ok. știți că sclavii n-aveau niciun drept? Știți că unii sclavi erau legați de carele stăpânilor lor și târâți prin cetatea și prin centrul cetății. Știți că aveau genunchi rupți mulți dintre ei? Știți că erau vânătăi? Știți că erau distruși? Știți că n-aveau dreptul la viață proprie? Săra Daniel. Și după ce ai ajuns să fie aruncat cu nasul în nisip și făcut praf, Domnul zice, îți dau o gură de respirație, dar fii foarte atent. Treci la testul numărul 2. Testul prosperității. Sunt unii care nu-și pierd mintea și trec testul pustiei, dar se norocesc când dau de prosperitate. Și pe unii domnul trebuie să ție în sărăcie cu șurubul așa, cu robinetul un pic să-i deschide, un pic, deschide un pic, dacă deschide prea tare, să-și pierde mintea. Nu știe să gestioneze. Și ascultați ce spune Biblia. Tine aceștia, frumoși la chip și așa mai departe, împăratul, vă dați seama cine a vorbit cu ei? Deci n-a venit un om obișnuit să zică hai că voi vă dăm un anumit tip de mâncare, responsabilul gastronomic și așa mai departe, nu. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el. Exact tipul ăla care era ținut nu știu cum, pe stradă, nu știu ce. O, oh, bine ar fi să fie pe canalizare. A zis Amin? N-a zis Amin. Și cu berea cu alcool, și fără, și ori de care, da? Ok, nu mai vorbim aici de droguri, ferească Dumnezeu. Vrând să-i crească. Păi vă dați seama aceasta. asta? Să vină regele, să vină cabinetul prezidențial la tine sau la mine și să zică, puneți numele tău, prenumele tău. Uite, eu trei ani te duc la București, te îmbrac, îți dau mașina de serviciu, îți dau mâncarea care o vreau eu, vei mânca cu mine, ci că există un restaurant al președintelui, nu știu, m-au zis și eu, dar te duc acolo, mănânci pe gratis, te îmbrac la patru ace, te îmbrac cum vrei, mergi la tenis, fitness, tot ce vrei tu, tot ce vrei tu, tot ce vrei tu. Întrebare, nu cumva asta e un plan de la Dumnezeu? Nu putea să-i surâdă lui Daniel să zică, mă, ce ne o binecuvântat, Domnul? Știți că sunt de aia care zice Slavă Domnului că nu m-au prins profesorul și am copiat toată lecția. Slavă Domnului. Cam domnulețul te-a ajutat. Adică drăgușorul. Ăla despre care se vorbea că e furtișagul, minciuna, adeverințe false. Mai zic? nu vă mai place acum. Cum să zici că ești bolnav când nu ești bolnav? Cum să inventezi că ai o boală să scrie r a c s ce e nu știu. Vă pa de uneori. Cum să zic că, domnule, că ești bolnav și tu să nu fii bolnav? Asta e corectitudine? Nu mă întreb. Eu nu mă întreb. Test. Prosperitate. Cei mai mulți din România care s-au lăsat de bucăință sau au inventat o așa zisă pocăință ieftină sunt oamenii care au început să fie foarte binecuvântați, să aibă de toate și în comunism trageau păcoate și veneau la biserică. Și arhii plini erau clădirile. Și oamenii disperați că mâine a doua zi vine comunistul și securitatea și trebuie să dea cu subsenatul ce-au făcut la biserică. Și după ce s-a ridicat regimul comunist, unii trag frate ore în șir și zice, m-a binecuvântat Domnul să lucrez până la 12 noapte. Nu știu dacă chiar Domnul te binecuvântat. Nu mai gândesc. Ai grijă. Ai ajuns în Cluj-Napoca. Ți se deschid oportunități peste oportunit oportunități, uși peste uși. O să vină diavolul la tine, nu cu coarne și copii, o să vină cu prosperitate, cu oportunități, cu posibilități, cu reduceri. Nu la mâncare, nu la asta mă refer, la altele. Ai grijă. Să treci testul prosperității. Și ultimul test cu care închei e testul planului primit de la Dumnezeu să primești planul lui Dumnezeu pentru viața ta să zici lui Dumnezeu Doamne dacă planul tău înseamnă să ajung în groapă pentru că m-am rugat cum se spunea dacă planul tău Doamne înseamnă să nu mai fiu selectat 127 de, de secțiuni, de regiuni peste 127 de trecători mai sunt 3 deasupra printre cei trei numărul 1 trebuie să fie Daniel și te au suportă Doamne nu poți să-l înghite deci efectiv au furnici pe și raspinări. Nu suportă, domnule. Cum să ajungă ăsta sus? Noi nu-l vrem. I-au căutat toate greșelile, dar nu i-au găsit nimic. Că -au, au trecut și testul corectitudinii. Purității. Să fie corect în acte, să fie corect acasă, să fie corect la serviciu, să fie corect în biserică, să fie corect peste tot. Puritatea din toate perspectivele o depășit și a fost curat. Și atunci ei nu să-i găsească nimic și au zis, nicio problemă, inventăm o nouă lege. O lege politico-religioasă. Nimeni. Să nu se mai roage la nimeni altcineva decât la împăratul timp de 30 de zile cât număra o lună ebraică. Accepți planul lui Dumnezeu? Uitați-vă că ajunge nebucărințarea să viseze un vis și visul ăsta nu-l poate interpreta nimeni. Și vin toți și spun, oh, am auzit că tu ești super inteligent, ca la Iosif, am auzit că tu ești cel mai bun interpretator de vise. Și acum era la un test al planului divin în viața lui. Ce zici, Iosif? Tu ești tare. Și ce a zis Iosif? Nu eu, Dumnezeu. Dumnezeu va da un răspuns prielnic lui Faraon. Ce zici, Daniele? Tu interpretezi visele astea. Nu, eu mă duc la prietenii mei, la frații mei, care sunt ca mine. Ne rugăm împreună și cerem Dumnezeu o intervenție supranaturală. Și când vine momentul să tălmăcesc visele, eu spun, există un Dumnezeu mare. Există un Dumnezeu sfânt. Există un Dumnezeu în Israel. Pe Dumnezeu ăsta l-am purtat, chiar dacă evrei cred că rămâne doar în spațiul ebraic. L-am purtat cu noi și l-am adus în Babilon. Și Babilonul nu intră în noi, pentru că în noi e Hristos. În noi e Dumnezeu. În noi e prezența lui Dumnezeu. Aleluia Domnului! Aleluia lui Dumnezeu! Ce spui lui Dumnezeu, toate succesele mele sunt succesele tale, Cristoase. Toate examenele mele luate cu 10 sunt examenele tale luate cu 10. Tu mi-ai dat înțelepciune, pricepere, inteligență. Tu, Doamne, mi-ai făcut timp, tu m-ai ajutat, tu ai fost cu mine. Aleluia lui Dumnezeu! Vă invit să vă ridicați. Ar vrea să stăm cu ochii închiși. Să știți că e o perioadă în care Dumnezeu dă teste. Poate testul pustiei începe în seara asta sau poate a început ieri. Poate te afli într-un moment în care îi întrebi pe Domnul, Doamne, de ce mi se întâmplă asta? De ce trec prin asta? De ce traversez momente atât de grele în viața mea? De ce nu pricep? De ce mi se închid anumite uși? De ce văd oameni răi care îmi rânjesc în nas după ce îmi întrepun o situație gravă care este efectiv calomniatoare? Doamne, de ce trec prin asta? Să nu uiți, e prezent Domnul aici și Domnul îți spune, te trec printr-un test la care nu poți să lipsești. E testul tău, pentru că prin testul ăsta vei vedea că eu sunt suveran. Vei vedea că eu am îngăduit să treci pe acolo. Vei vedea că eu sunt acolo lângă cauza ta. Vei vedea că lângă familia ta, lângă părinții tăi, lângă frații tăi, lângă surorile tale, lângă circunstanțele extrem de grele prin care treci, există o mână nevăzută, există un braț puternic, există o mână cicatrizată care vine să șteargă transpirația din frunte, te bate pe umăr și spune ridică-te din nou, am șansă pentru viața ta în viitor. Stai cu ochii închiși și gândește la ce îți spun. Dacă încă n-ai trecut prin testul pustiului, să știi că urmează. Asta e doar o chestiune de timp. O să vină vremea în care treci printr-un test, în care diavolul zice, Dumnezeu nu mai ai prezent. Dumnezeu a rămas cu tata, a rămas cu mama. Lui Dumnezeu nu-i mai pasă de faita ta, de viața ta, de ideile tale, de pasiunea ta pentru cer, de rugăciunile tale din mijlocul nopții. Lui Dumnezeu nu-i mai pasă de tine, nu mai are niciun viitor pentru viața ta. Sunt aici să spun de la Duhul Sfânt. Domnul Isus este interesat. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului. Duhul Sfânt îmi zice că sunt aici prezente persoane care au această descurajare în minte în numele lui Isus. Le fac atente, ascultați cuvântul Domnului. Am speranță pentru voi, zice Domnul. Am ridicare pentru voi. Am plan de binecuvântare pentru viața voastră. Nu veți fi dați șafului. Nu veți fi distruse și distruși. Am pentru voi binecuvântări peste binecuvântări. Trec uneori binecuvântările voastre prin încercare. Trece prin casă cancerul. Vine istorie medicală gravă, n soluție, Hristos e Domnul, Hristos poate să vindece, Pret Cantara, Diozes, în numele lui Isus Hristos, depresia, falimentul, căderea, frica, anxietate, atacurile de panică, gândurile suicidale, le mustru în seara aceasta, aici se prezent Domnul Isus Hristos, aici se prezent Domnul Isus Hristos, Domnul Isus Hristos se liberează și în mileniu 3, în această seară de 5 octombrie 2023, viața ta poate trece printr-un test al pustiului, te aruncă în groapă oameni la care nu te aștepți, te părăsesc oameni apropiați, regele rămâne pe tron, regele rămâne de partea ta, strigă și tu ca și mine, aliluia lui Hristos, aliluia Domnului Iisus Hristos, a fost trădat, a fost respins, a fost bătut, a fost bajocorit, a fost vândut, dar n-a cedat. A depășit testul pustiului, a depășit testul ispitei, a depășit testul acel al durerii. Satana a promis prosperitate și a zis, dacă te închin mie și vrei să spui că eu sunt Domnul tău, toate împărățiile pământului ți le dau ție. Marele rege Iisus Hristos a zis, numai Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Când au încercat oamenii să-L ispitească, au zis, statul meu este pe tron, el conduce istoria. Sunt aici să spun, are un plan de binecuvântare pentru tine. Acceptă planul lui Dumnezeu. Acceptă situațiile prin care treci. Acceptă că există teste la care nu poți să chiulești, de la care nu poți să lipsești. Există o viață pe care trebuie să o trăiești și Domnul are un plan ca să rezisti pe treptele pe care te ridică. Trebuie să cobori jos, 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 jos de toți. Când oamenii spun, nu mai are nicio șansă, nu mai există nicio soluție, există o mână nevăzută, e mâna cicatrizată din calvar, care se coboară lângă tine în balta ta de sânge, căzutul între tâlhari. Marele Rege Iisus Hristos e prezent în această seară, în timp ce aveți ochii închiși, dacă aveți motive să ridicați o mână pentru că vreți să mă rog pentru voi și să ne rugăm cu toții pentru tine și pentru cauza ta, ridic o mână în fața lui Dumnezeu. Dacă treci printr-un test asemănător, zici Domnului, Doamne, uite te și la mine, uite te și la viața mea, ai milă și de sufletul meu, Doamne, ai milă și de neînțelesurile din casa mea, din mintea mea, din familia mea, din sufletul meu. În interiorul meu, aici este prezent Domnul Isus Hristos, aici se prezent Marele Rege, El are putere de eliberare, El are putere de descătușare, în fața Lui ca lanțurile, El are putere de ridicare a sufletului tău. Dacă simți că vrei să ne rugăm pentru tine cu punerea mâinilor, în timp ce ne rugăm cu toții, în rugăciunea în care intrăm în câteva secunde, ai timp să vii aici, să îngenunchezi în fața lui Dumnezeu, să spui, Doamne, ai milă și de mine, ai milă de casa mea, ai milă de gândirea mea, Doamne, nu mă lăsa să mă pierd, Doamne. Ajută-mă să mă încred în numele tău. Ajută-mă să mă ridic prin credință, Doamne. Să pun punct păcatului din viața mea, cum se spunea. Să cer credință, Doamne. Autoritate și putere. Intrăm cu toți în rugăciune. Aleluia!